Vă salut, prieteni! În această seară vreau să vă povestesc o întâmplare foarte stranie. Fiți atenți! Când eram mic, vecinii mei se strângeau acolo pe stradă, făceau focul și se strângeau în jurul focului la povești. Bineînțeles, ei erau mai mari decât mine, dar mie îmi plăcea să merg și eu acolo, să ascult poveștile lor. Și auziți, măi oameni, doi vecini de acolo din cartier au plecat la un prieten de-al lor la Putineiu. Putineiu este un sat în apropiere de Giurgiu. Înțelegeți? Unul dintre ei avea o Dacia 1310. Și au mers la prietenul lor, la Putineiu, au stat de vorbă. Mă rog, la un moment dat au plecat acasă. Noaptea, târziu, era ceasul 12 jumate noaptea. Între Putineiu și Giurgiu, în Hodivoaia, undeva pe la jumătate, pe la jumătatea drumului, li s-a oprit mașina în mers. A tras pe dreapta și a tot încercat să o pornească. Dă-i și încearcă, dă-i și încearcă, nimic. Nu mai pornea mașina. Băi, ce are, mă? Băi, ce are, mă? Și au tot încercat, și au rămas fără baterie. Zice, pa, ne-a lăsat baterie. De peste drum, da, deci ei au tras pe partea dreaptă, peste drum de șosea, a ieșit o doamnă la poartă. Măi, băie, zice, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Doamnă, ce se întâmplă? Zice, am tot încercat să pornim mașina, ni s-a oprit în mers și nu mai pornește. Nu știm ce să-i facem, zice, că nu mai pornește de nicio culoare, am rămas și fără baterie. Măi, maică, dacă vreți, băgați mașina la mine în curte și mâine de dimineață vedeți și voi cu ce o luați de aici sau poate rezolvați în seara asta problema. Haide, zice, dacă vreți băgați mașina la mine în curte să vă fac câte o cafea, să mai stați și voi puțin și pe urmă vedeți voi ce decizie luați. Unul dintre ei ce zice, haide mă să bem o cafea, hai să mai stăm de vorbă și o vedea noi, poate o porni mai târziu, mai încercăm mai târziu și o porni. Bine mă. Hai să mergem. Și auziți, măi oameni, au împins mașina și au băgat-o în curte la acea femeie. Au băgat mașina în curte, au închis porțile și ce zice femeia aia? Băi băieți, hai, vă poftesc în casă, știți cum sunt casele alea vechi, cu trei camere și este camera din mijloc. Au intrat într-un hol și din acel hol în camera din mijloc. Era o masă. Măi oameni, fiți atenți. Deci eu când am auzit această întâmplare, vă spun sincer, s-a ridicat părul pe mine. Era o masă în mijlocul camerei. Cum au intrat ei așa? Și patru scaune în jurul mesii. Și zice acea doamnă, vă fac câte o cafea, băieți, vreți să vă fac câte o cafea? Da, doamnă, chiar v-am rugat frumos, dacă vreți să ne faceți și nouă câte o cafea, chiar vă rugăm frumos. Da, cum să nu? Din camera alăturată a ieșit o fată. Era fata femeii ăsteia, înțelegeți? A ieșit și s-a așezat pe unul dintre scaune. Ăștia zice, băi, hai să stăm, bem o cafea și pe urmă mai încercăm la automat să vedem, o mai lăsăm, poate pornește, să vedem. Și-a scos portofelul, și-a pus portofelul pe masă, unul dintre ei, șoferul, înțelegeți? Șoferul a scos portofelul, cheile și le-a pus pe masă. A venit femeia cu
cafelele, mă rog, patru cafele, da? Deci, fata, femeia aia și ăștia doi. Le-a făcut câte o cafea la fiecare. Și au stat la masă. Și ăștia doi au început să povestească, că ea i-a întrebat: dar de unde veniți la ora asta? Unde ați fost la ora asta? Doamnă, zice, am fost aici la un prieten la Putineiu, au spus ei cine-i băiatul ăla, am fost la un prieten, am stat la el și am zis să ne întoarcem către casă. Și vedeți și dumneavoastră, zice, s-a oprit mașina în mers, pur și simplu, zice, în mers, mergeam pe șosea, s-a oprit, am tras pe dreapta, am încercat să o pornim și a rămas fără baterie. Și au început să povestească una, alta, acolo. Și-au băut cafeaua. Au zis, măi, oameni, unul dintre ei, ce zice? Băi, eu ies până afară, zice, să-mi fac nevoile. Că voi știți, la curte, înainte, nu era WC-ul în casă, toaleta. Era afară, în curte. Zice, merg în curte să îmi fac și eu nevoie. Da, du-te. A ieșit în curte, mă rog, și-a făcut nevoia. La întoarcere, ce, ia mă să îi dau o cheie, să mai încerc să văd, poate pornește. Poate o avea noroc și pornește. Se urcă mașină, îi dă o cheie și pornește mașina, măi oameni. Deci fiți atenți. A stat în casă acolo la acea femeie, de la 12 jumate, 1, înțelegeți, până la 4 de dimineață. La 4 de dimineață, când a ieșit afară la toaletă și a încercat să pornească mașina, a pornit. Ăsta ce zice, care a venit să pornească mașina, șoferul? A venit repede în casă și îi spune ăstuia: băi, hai bă că a pornit, hai că a pornit, hai repede, zice, să plecăm că a pornit mașina, să nu se s-o oprească, haide! Femeia asta ce îi spune? Bine, mamă, hai plecați, dacă a pornit mașina, zice, duceți-vă, aveți grijă de voi. S-a ridicat repede de acolo, de pe scaun, s-a urcat în mașină, au deschis porțile și au plecat. Fiți atenți, măi oameni. În momentul când a plecat, au uitat portofelul pe masă. Au ajuns la Giurgiu. Când au ajuns în Giurgiu, șoferul zice: băi, nu-mi găsesc portofelul. Unde e portofelul? Ei povesteau că s-a crăpat de ziua, se crăpase de ziua afară, se luminase. Înțelegeți? Păi, firar să fie, zice, cred că mi-am uitat portofelul acolo în casă la femeia aia. Hai să ne întoarcem înapoi, zice, să îmi iau și eu portofelul de acolo. Haide, mă, să mergem înapoi. Și s-au întors înapoi, măi oameni. S-au întors înapoi și au ajuns la poartă, la acea femeie. Și au strigat-o: Maria, Maria, Maria o chema pe acea femeie. Maria, Maria, zice, Maria. Nimeni. Nu le răspundea nimeni. Ăsta ce zice? Băi, ești nebun, am venit la ora asta. Era 6:30, 7 de dimineață, dacă se luminase afară. Băi, zice, o dormi la ora asta, dacă a stat de vorbă cu noi și asta. Acum o dormi la ora asta. Am venit și noi, o trezim din somn pe femeie. Ai, mă, zice, n-are nimic, că ne luăm portofelul, plecăm și pe urmă poate să doarmă. Și o toți strigau acolo la poartă, ei cu gândul să o trezească din somn ca să le dea portofelul. Fiți atenți, măi oameni. La un moment dat, iese un vecin de vis-a-vis. Măi băieți, pe cine strigați voi, mă? Pe doamna de aici, pe doamna Maria. Păi, băieți, dar de unde o cunoașteți voi pe doamna Maria? Păi, aseară, zice, am avut probleme cu mașina, ni s-au oprit chiar aici în fața porții și ne-a rugat doamna să băgăm mașina în curte, ne-a făcut cât o cafea și am uitat portofelul în casă.
la dânsa. Băi, băieți, băi. Băi, băieți, când mă, aseară, tău unchiule, aseară. Băi, băieți, Maria este moartă de 10 ani. Și ea și fata ei au murit amândouă într-un accident. Ați greșit poarta. Ați greșit adresa. Poate mai în față sau mai în spate puțin. Nu, domne, zice, ce naiba, nu cunoaștem, astea sunt porțile, asta este casa, aici este. Măi, băieți, n-are cum. Băi, unchiule, dar aici nu stă Maria, nu se numește Maria, femeia asta? Ba da, păi și atunci, zice, de unde aș ști eu că ea se numește Maria, dacă n-am fost aici? Băi, nu știu, dar nu intrați în curte pentru că aici nu mai stă nimeni, nu locuiește nimeni. Nu intrați în curte că eu chem poliția. Cheamă, bre, poliția. Cheamă poliția, te rog eu frumos, zice, să intrăm în casă, să îmi iau portofelul de acolo și o să vezi că am portofelul în casă. Bine, mă. Și auziți, măi, oameni, dă ăsta telefon la poliție și vine poliție. Băi, băieți, ce căutați aici la ora asta? De ce ați venit? Șefule, uite ce s-a întâmplat, ni s-a oprit mașina în drum, i-a povestit și acelui polițai, de fapt veniseră doi, le-a povestit ce s-a întâmplat și tot, că au intrat în curte, că le-a făcut cât o cafea cu aia. Băi, băieți, n-are cum. Doamna Maria este moartă de 10 ani, a murit în accident și ea și fata ei. Nu are cum, ați greșit adresa. Nu, șefule, zici, aici este 100%. Băi, fiți atenți. Intrăm în curte, intrăm în casă, în prezența mea, zici. Și dacă nu găsiți niciun portofel pe masă, dacă nu găsiți nimic acolo, ce se întâmplă? Șefule, îmi faci ce vrei, mă amendezi, îmi faci ce vrei, dar să vezi că portofelul meu este acolo în casă. Bine, mă. Hai să intrăm. Și auziți, măi, oameni. Au intrat în curte, au intrat în casă, zice, băi, fiți atenți, în ce cameră? În camera din mijloc este o masă rotundă cu patru scaune. Bine, mă, deschide ușa, o masă rotundă cu patru scaune. Măi, șefule, zice, uite aici am stat eu pe scaunul ăsta, pe scaunul ăla a stat prietenul meu, acolo a stat fica acelei doamne și acolo a stat doamna. Măi, băieți, și ăla zice, uite, uite, ăla e portofelul meu. Un portofel negru. Și auziți, măi, oameni, când au intrat acolo în cameră, era un praf așezat pe masă, păienjeni, într-adevăr, erau patru cești de cafea, portofelul pe masă, scrumiera și cu, cum se numesc alea, țigările în scrumieră. Ăla-i portofelul meu. Băi, stai puțin, zice, stai puțin. Cum să fie portofelul tău când uite-te și tu că este praful de un deget, uite-te și tu că sunt păienjeni acolo. Cum să fie ăla portofelul tău? N-are cum. Păi, șefule, ăla e portofelul meu. Dă-mi voie, te rog eu frumos, să-mi iau portofelul, să vezi că am permisul, am buletinul, sunt actele mele în portofel. S-a dus polițaiul, a luat portofelul de acolo, măi, oameni. Și când a deschis portofelul, era portofelul ăstuia. Oh, zice, băi, cum mă? Băi, când ați venit, mă, voi? Aseară, șefule, aseară, acum câteva ore, zice, acum câteva ore am fost aici. Băi, zice, cum mă? La ce ora ați plecat, mă? La 4 și ceva de dimineață, zice, am plecat. Păi și de ce, mă? Cum să fie praful ăsta? Cum păienjeni și astea? Și fiți atenți, pe ceașca de cafea din care a băut acea femeie, a rămas rujul de la buzele ei pe ceașca de cafea. Păi, oameni, s-a ridicat părul pe mine. Vedeți voi? Acei polițiști au rămas trăzniți. Păi, zice, cum mă se întâmplă așa? Și vecinul ăla, că a venit și el să vadă despre ce este vorba. Au rămas toți trăzniți. Păi, cum se întâmplă așa ceva? Acum, ăștia se gândeau acolo când povesteau în jurul focului că există varianta să se fi întors în timp. Poate că ei atunci când veneau dinspre Putineiu către Giurgiu, la jumătatea drumului acolo în Hodivoaia,
S-au întors în timp. Ei așa se gândeau, băi, o fi fost vreo întoarcere în timp. Și am stat de vorbă cu doamna, cu fisa, toate astea am plecat și în momentul când am plecat, am plecat din acel timp înapoi în timpul nostru. Că altă variantă, zice, eu nu văd ce variantă ar fi, ce s-ar fi putut întâmpla să fi întors ele în casă. Nu se știe. Deci, nu se știe ce s-a întâmplat în acea seară. Vă dați seama, nimeni nu poate ști ce s-a întâmplat cu adevărat. Eu recunosc, să fiu sincer, în seara asta am vrut să vă povestesc o întâmplare periculoasă din viața mea de acolo, din Spania, cu niște albanezi. Dar când m-am pus aici la masă, mi-am luat cana de ceai și am vrut să încep să vă povestesc acea întâmplare cu albanezii. Și zic, băi, ia să povestesc eu o întâmplare a stranie, zic, pentru că este foarte tare, o întâmplare foarte, foarte, foarte tare. Că eu am timp să vă povestesc întâmplările periculoase din viața mea, am timp, vă dați seama, și am foarte, foarte multe să vă povestesc. M-ați întrebat în secțiunea pentru comentarii, că voi știți că eu vă citesc toate comentariile, vă dau like, inimioară și chiar vă mulțumesc tuturor pentru mesajele frumoase. Să știți că mesajele voastre mă încurajează foarte mult să continui și să vă povestesc întâmplările din viața mea. Vă mulțumesc și pentru like-uri, vă mulțumesc că distribuiți și m-ați întrebat în comentarii când vin meșterii ca să îmi tencuie casa. Voi știți că am vorbit cu Neion, să vină Neion, dar este o suprafață foarte mare la mine. Îi ia foarte mult timp să tencuie la mână și am vorbit cu o echipă care vine cu tencuială mecanizată, cu pompa, și ei mi-au promis că în 3 zile va fi gata. Vor veni de săptămâna de vineri, deci o să vedeți că o să vă țin la curent cu tot ce se întâmplă aici la mine acasă, voi face vloguri și voi posta. Bineînțeles, vă voi povesti și întâmplări periculoase din viața mea și v-am promis o surpriză frumoasă, o să vedeți despre ce este vorba, mai întâi să termin cu casa și pe urmă. Bun, măi oameni, vă mulțumesc că ați fost alături de mine până la sfârșit și ne revedem din nou la următorul vlog. Până data viitoare, numai bine, prieteni, aveți grijă de voi. Ceau, v-am pupat!